Salutare tuturor, bine v-am regăsit! Vă invit să lucrăm împreună Bluza Alina. Pentru a croșeta această bluză avem nevoie de bumbacul Bella de la Alize, de o croșetă de 2,5 mm și de 4 marcatori. Pentru mărimea M eu am folosit 320 g de fir, adică am nevoie de 4 bobine. Pentru mărimile mai mari vă sfătuiesc să luați un pachet sau chiar două dacă vreți să transformați această bluză într-o rochiță. Firul acesta îl găsiți în merceria online de pe Facebook, Violete Happy Needles, intrați la fotografii, iar apoi la albume și o să vedeți care sunt nuanțele disponibile. Vom începe lucrul din partea de sus și vom folosi tehnica raglan dreptunghi. Vom lucra împreună o nouă bluză, însă de data aceasta eu am optat pentru negru pentru că nu am nici o bluză neagră în garderoba mea handmade. Așa arată raglanul meu pe dreptunghi. Avem atât pentru față cât și pentru spate câte 49 de ochiuri, la mâneci 13 cu 13 și alte 4 ochiuri suplimentare pentru cele 4 raze ale raglanului. În total va trebui să croșetăm 128 de ochiuri de lanț. Pentru a ne fi mai ușor și pentru a nu sta să calculăm și să numărăm când realizăm primul rând, vom folosi cei 4 marcatori când vom croșeta lanțul de început și vom pune marcatorii în ochiurile 50, 64, 114 și ultimul 128. Lăsăm ața de început puțin mai lungă, realizăm o buclă, o punem pe croșetă și lucrăm cele 128 de ochiuri de lanț, însă în același timp avem marcatorii la îndemână pentru a pune în ochiurile care vor reprezenta cele 4 raze ale raglanului. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și așa facem până la 50 și vom pune primul marcator. Am croșetat 50 de ochiuri de lanț, în ochiul numărul 50 pun primul marcator și continui numărând astfel încât în ochiul numărul 64 să pun al doilea marcator. Am 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Cea de-a doua rază a raglanului pun exact aici marcatorul și continui și număr până la 114, unde voi pune al treilea marcator. Deci am 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Am 114, pun cel de-al treilea marcator și continui și croșetez până la 128. 115, 116, 117, 118, 120. Și bineînțeles, nici n-ar fi nevoie, dar totuși pun în acest ochi cel de-al patrulea marcator, cea de-a patra rază a raglanului. Și exact așa arată lucrul nostru. Vedeți? Avem raglanul pe dreptunghi cu cele 4 raze. Să nu vă speriați de negru pentru că o să vă explic pas cu pas, o să înțelegeți. Îmi doresc tare mult să am o bluziță neagră în garderobă și dacă nu aș face acum împreună cu voi, cu siguranță nu aș începe niciodată. Începem primul rând și vă rog frumos să fiți atente pentru că este esențial să realizăm corect acest prim rând. Am marcatorul pus în ultimul ochi. Asta înseamnă că aici avem o rază a raglanului. Prin urmare, în același ochi va trebui să croșetăm 3 piciorușe duble. Ridicăm primul picioruș dublu și vă arăt metoda la care aveți tutorial separat la mine pe canal. Un ochi de lanț,
și în ochiul numărul 128, în ultimul, picioruș, simplu. Iar apoi introducem croșeta în bucla din stânga acestui picioruș simplu, jeteu tragem firul prin acea buclă, jeteu prin cele două bucle și astfel am ridicat primul picioruș dublu. Așadar, avem primul picioruș dublu și în același ochi realizăm alte două piciorușe duble. Vom scoate marcatorul și îl vom pune în ochiul din mijloc. Avem trei piciorușe duble. În cel din mijloc punem marcatorul. Asta înseamnă că la următorul rând, exact în acest ochi, vom avea o altă creștere. Continuăm. Aceasta este prima mânecă, ca să știți, unde avem cele 13 ochiuri de lanț situate între marcatori. În următorul ochi, în cel de-al doilea, picioruș dublu. Croșetăm două ochiuri de lanț. Sărim următoarele două ochiuri, 1-2, iar apoi continuăm cu câte un picioruș dublu în următoarele trei ochiuri. Așadar, sărim 1-2, iar în al treilea, picioruș dublu. În următorul, picioruș dublu. În următorul, picioruș dublu. Să avem trei piciorușe duble. Croșetăm un ochi de lanț. Sărim următorul ochi. Și apoi croșetăm din nou 3 piciorușe duble, câte unul în fiecare ochi. Așadar, sărim acest ochi și continuăm cu un picioruș dublu, al doilea picioruș dublu, să avem și la această secțiune tot 3 piciorușe duble. Un picioruș dublu. Croșetăm 2 ochiuri de lanț. Sărim două ochiuri, 1-2, iar în ochiul de dinaintea marcatorului croșetăm un picioruș dublu. Unde avem marcatorul, putem să-l scoatem. Realizăm următoarea rază a raglanului, prin urmare 3 piciorușe duble în același ochi. 1, cel de-al doilea, deci în același ochi, și cel de-al treilea. Bineînțeles că în piciorușul dublu din mijloc punem marcatorul. Haideți să vă arăt și pe hârtie. Am început cu un picioruș dublu, apoi alte două piciorușe duble în primul ochi. În al doilea am croșetat un picioruș dublu, apoi două ochiuri de lanț. Am sărit cele două ochiuri și am continuat cu câte un picioruș dublu în următoarele trei ochiuri. Ochi de lanț, sărim un ochi, câte un picioruș dublu în următoarele trei ochiuri. Două ochiuri de lanț, sărim două ochiuri, un picioruș dublu în ochiul de dinaintea marcatorului. Apoi, unde am avut marcatorul, o altă rază a raglanului, trei piciorușe duble în același ochi. Și aceasta este prima mânecă. Continuăm cu fața. Imediat în ochiul acesta, cel de după raza raglanului, croșetăm un picioruș dublu. Lucrăm două ochiuri de lanț, sărim următoarele două ochiuri, apoi câte un picioruș dublu în următoarele trei ochiuri. 1, 2, trei. Un ochi de lanț, sărim un ochi, apoi câte un picioruș dublu în următoarele trei ochiuri. 1, 2, 3. Repetăm. Două ochiuri de lanț, sărim două ochiuri, câte un picioruș dublu în următoarele trei ochiuri.
Dacă lucrați în același timp cu mine, o să vă fie foarte ușor. Un ochi de lanț, sărim următorul ochi, apoi din nou câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Două ochiuri de lanț, sărim de data aceasta 2 ochiuri, iar apoi câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. De data aceasta un ochi de lanț, sărim un ochi, apoi câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Două ochiuri de lanț, sărim două ochiuri, iar apoi câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Cred că auziți și marcatorii pe masă. Un ochi de lanț, sărim un ochi, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Două ochiuri de lanț, ați ghicit, sărim două ochiuri, iar apoi câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Ați văzut că odată avem un ochi de lanț, sărim un ochi, 3 piciorușe duble, apoi două ochiuri de lanț, sărim două ochiuri, 3 piciorușe duble. Deci aici am cel de-al treilea picioruș dublu. Un ochi de lanț, sărim un ochi, iar apoi câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Am și o ambiție să am o bluziță neagră în garderobă. Atenție! Două ochiuri de lanț. Sărim următoarele 2 ochiuri, iar în ochiul de dinainte acestui marcator, picioruș dublu. Scoatem marcatorul și vom realiza cea de-a treia rază a raglanului. În acel ochi, 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Punem marcatorul în piciorușul dublu din mijlocul celor 3. Deci avem odată prima mânecă, fața, acum urmează cea de-a doua mânecă. Și ca să fie clar, inclusiv pentru începători. Haideți să continuăm să desenăm pe hârtia noastră, pe foaia de matematică. Am avut cea de-a doua rază a raglanului. Imediat în ochiul de după, picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, sărim două ochiuri, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Un ochi de lanț, sărim un ochi, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Apoi, repetăm, două ochiuri de lanț, sărim două ochiuri, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Urmează acum un ochi de lanț, sărim un ochi de lanț, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Două ochiuri de lanț, sărim două ochiuri, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Un ochi de lanț, sărim un ochi, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Două ochiuri de lanț și sărim două ochiuri, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Un ochi de lanț, sărim un ochi, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Două ochiuri de lanț, sărim două ochiuri, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Un ochi de lanț, sărim un ochi, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Și bineînțeles, două ochiuri de lanț, sărim două ochiuri, cum v-am arătat mai devreme, iar în ochiul de dinaintea marcatorului, picioruș dublu. Apoi am făcut următoarea rază a raglanului și am crescut. Am avut 3 piciorușe duble în același ochi. Deci aceasta este fața. Și pentru că toți suntem la hârtie, haide să vă arăt. Imediat după ce am făcut creșterea, picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, sărim două ochiuri, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri.
Un ochi de lanț, sărim un ochi câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Două ochiuri de lanț, sărim două ochiuri, un picioruș dublu în ochiul de dinaintea marcatorului unde o să facem o creștere. Haideți acum să și croșetăm. Așadar, după această creștere, după raza raglanului, voi face un picioruș dublu, apoi două ochiuri de lanț, sărim următoarele două ochiuri și facem un picioruș dublu, apoi un alt picioruș dublu, să avem secțiunea cu 3 piciorușe duble. Aici. Un ochi de lanț, bineînțeles că sărim un singur ochi, iar apoi câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Două ochiuri de lanț, sărim cele două ochiuri și în ochiul de dinaintea marcatorului, cum v-am explicat mai devreme, picioruș dublu. Dăm jos marcatorul pentru că în acel ochi vom face o altă rază a raglanului, prin urmare 3 piciorușe duble. 1, cel de-al doilea în același ochi, da? Și cel de-al treilea. Luăm marcatorul și îl punem în ochiul aferent piciorușului dublu din mijloc și aceasta, da, este cea de-a doua mânecă, adică ochiurile pentru cea de-a doua mânecă. Și apoi întoarcem așa și continuăm cu spatele. Și bineînțeles că vom avea imediat după ochiul acesta unde este raza un picioruș dublu. Cred că deja ați și învățat modelul, mai ales doamnele care au mai făcut și au experiență. Două ochiuri de lanț, sărim următoarele două ochiuri, apoi câte un picioruș dublu în următoarele trei ochiuri. 1, 2 și 3. Croșetez puțin mai incomod, având în vedere că și filmez și trepiedul este într-o poziție mai ciudățică. Un ochi de lanț, sărim următorul ochi, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Dar vreau să fac pas cu pas acest rând, astfel încât să mă asigur că totul este clar. Avem acum două ochiuri de lanț. Sărim următoarele două ochiuri, apoi câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Un ochi de lanț, bineînțeles că sărim un singur ochi, apoi câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Două ochiuri de lanț. Două ochiuri de lanț sărim, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Un ochi de lanț. Bineînțeles că vom sări un singur ochi pe acesta, iar apoi croșetăm câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Dacă ați reușit și ați croșetat acest prim rând, după este floare la ureche. Două ochiuri de lanț, sărim următoarele două ochiuri, iar apoi câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Și având în vedere că eu lucrez cu negru, ăsta este și motivul pentru care vreau să facem pas cu pas acest rând. Un ochi de lanț, sărim un ochi, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Așa cum v-am spus la început, cu siguranță, dacă nu aș face acum cu voi, nu aș duce la bun sfârșit această bluză neagră pe care mi-o doresc foarte mult. Acum avem două ochiuri de lanț. Sărim următoarele două ochiuri, câte un picioruș dublu în următoarele trei ochiuri. Un ochi de lanț, sărim următorul ochi, apoi câte un picioruș dublu în următoarele trei ochiuri. Atenție! Am ajuns la sfârșitul rândului, au mai rămas 3 ochiuri.
două ochiuri de lanț, sărim următoarele două ochiuri, iar în ultimul un picioruș dublu. Iar acum vom face un punct alunecat și vom uni cu primul picioruș dublu ridicat, astfel încât raglanul nostru să ia formă. Acesta a fost spatele, v-am spus că au mai rămas 3 ochiuri, am croșetat 2 ochiuri, le-am sărit pe acestea, iar în ultimul am făcut picioruș dublu, iar acum vom face un punct alunecat în primul picioruș dublu ridicat, unde am avut și prima rază, unde am avut și prima creștere. Avem grijă să nu fie răsucit lucrul. Introducem croșeta în primul picioruș dublu ridicat și facem un punct alunecat, adică jeteu, tragem firul prin acel ochi și îl tragem și prin bucla aflată pe croșetă. Iar acum, v-am zis să lăsați ața de început puțin mai lungă, o punem în ac și o prindem aici jos, la baza piciorușului dublu ridicat. Am pus ața de început în ac, mi-am pus și un marcator ca să nu se deșire lucrul, iar aici la bază, exact așa voi prinde. Finuț, nu ne grăbim. Și ia uitați ce formă frumoasă a luat raglanul nostru, într-adevăr, dreptunghi. În continuare vom aplica trucul croșetatului circular. Îl aveți și la mine pe canal. Pentru a nu reexista riscul ca lucrul să o ia în câș, în dreapta sau în stânga, având în vedere că lucrăm cu un bumbac 100% și nu este nici foarte bine răsucit, iată cum vom proceda. Normal ar fi trebuit să o luăm în față, da? Dar noi vom croșeta un ochi de lanț. Apropo, aceasta este fața lucrului, iar aceasta este fața. Pentru începători, eu vă sugerez să puneți exact așa un marcator ca să știți care este fața, care este spatele. Deci, fața, spatele, iar aceasta este fața lucrului, exact așa cum am lucrat noi. Așadar, am făcut un ochi de lanț și întoarcem lucrul să avem dosul spre noi. Și croșetăm exact așa cum vedem, iar unde avem marcatorii, vom lucra 3 piciorușe duble despărțite de câte un ochi de lanț în același punct. Avem picioruș dublu, pentru că am făcut ochiul de lanț. Adică l-am ridicat, da? Două ochiuri de lanț. Apoi, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. Exact cum vedem, la fel croșetăm. Acum v-am zis că este foarte ușor. Bineînțeles, dacă urmăriți și cum se crește la liniile raglanului. Ce avem? Un ochi de lanț la rândul anterior. Apoi, câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri, vreau să facem și acest rând împreună, cap-coadă. Două ochiuri de lanț, pentru că am două ochiuri, apoi 3 piciorușe duble. Îmi pare rău că auziți și marcatorul acesta care tot se joacă pe masă, dar asta este situația. Un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, deci exact ceea ce văd, la fel croșetez, până când ajungem la marcator. Ce avem la rândul anterior? 2 ochiuri de lanț, la fel facem, iar apoi 3 piciorușe duble. Mare atenție că eu la prima bluziță am mai greșit, adică în loc de un ochi de lanț am făcut 2 și invers. Pentru că în același timp uitam și la televizor. Avem un ochi de lanț și apoi 3 piciorușe duble. Ce avem la rândul anterior? 2 ochiuri de lanț.
La fel facem. Apoi, 3 piciorușe duble. Un ochi de lanț. 3 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț. 3 piciorușe duble. Urmează un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și atenție! Avem picioruș dublu, 3 piciorușe duble, unde este raza, picioruș dublu. Vom face picioruș dublu, picioruș dublu, exact așa cum vedem. Un picioruș dublu, un alt picioruș dublu, vom scoate marcatorul și unde am avut acest marcator, croșetăm 3 piciorușe duble despărțite de câte un ochi de lanț, adică în acest ochi, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu. Luăm marcatorul din nou și îl punem în piciorușul dublu din mijloc. Și continuăm și croșetăm exact cum vedem. Adică avem două piciorușe duble, un picioruș dublu, un picioruș dublu. Avem două ochiuri de lanț, apoi trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Un ochi de lanț. Mai am puțin și ies din cadru. 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. 2 ochiuri de lanț. Aici avem o mânecă, da? Și atenție mare! Două piciorușe duble, adică câte un picioruș dublu în următoarele două ochiuri. Scoatem marcatorul și în acel ochi creștem. Vom avea trei piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, cum am făcut mai devreme. Picioruș dublu, ochi de lanț. Picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu. Punem marcatorul în ochiul aferent piciorușului dublu din mijlocul celor trei. Și apoi continuăm, da? Și urmăm exact așa cum vedem. Picioruș dublu, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, trei piciorușe duble, un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, 1 ochi de lanț. Aici este marcatorul care îmi indică mie că aceasta este fața bluziței. 3 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț. 3 piciorușe duble. Un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, primul, al doilea,
al treilea, un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, mai avem puțin și ajungem la următoarea rază a raglanului. Un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, avem 2 piciorușe duble, cele aflate înaintea marcatorului, scoatem marcatorul, îl punem aici, avem nevoie de el în continuare și vom crește 3 piciorușe duble despărțite de câte un ochi de lanț, adică picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, luăm marcatorul și îl punem în piciorușul dublu din mijlocul celor 3. Și continuăm. Vom avea 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Este foarte simplu, exact cum vedem, la fel croșetăm. Doar unde avem razele raglanului, trebuie să fim atente. Un ochi de lanț, 3 piciorușe duble. Și acum 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, 2. Scoatem marcatorul, realizăm creșterea, adică în acest ochi picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu. Punem marcatorul la loc. Bun, și ne uităm cu atenție. A mai rămas un picioruș dublu, picioruș dublu, iar apoi vom face un punct alunecat. Introducem croșeta în piciorușul dublu, tragem firul prin el și apoi prin bucla aflată pe croșetă și am terminat cel de-al doilea rând. Repet, acesta este dosul lucrului. Croșetăm un ochi de lanț și întoarcem din nou lucrul, să avem fața acestuia spre noi. Și ne uităm cu atenție. Imediat în primul ochi ridicăm un picioruș dublu, adică piciorul simplu și un alt piciorul simplu în bucla din stânga. Continuăm cu un picioruș dublu, exact ceea ce vedem, la fel croșetăm. Ce avem? Un ochi de lanț înaintea marcatorului. Scoatem marcatorul și în acest ochi vom lucra 3 piciorușe duble. Nu le despărțim de ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Punem marcatorul la loc în ochiul aferent piciorușului dublu din mijloc, în cel de-al doilea. Și ne uităm cu atenție. Ce urmează? La rândul anterior am ochi de lanț, iar apoi câte un picioruș dublu în următoarele 3 ochiuri. 1, 2, 3. La primul rând, în cele 4 raze ale raglanului, am croșetat 3 piciorușe duble. La cel de-al doilea rând, în ochiul din mijloc, unde am pus marcatorul, am făcut 3 piciorușe duble despărțite de câte un ochi de lanț. Iar acum, la cel de-al treilea rând, unde avem marcatorul, vom croșeta 3 piciorușe duble în același ochi. În rest,
urmăm modelul. Unde avem un ochi de lanț, facem un ochi de lanț. Unde avem 3 piciorușe duble, croșetăm 3 piciorușe duble. Unde avem 2 ochiuri de lanț, 2 ochiuri de lanț. Continuăm cu 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Vom face împreună cap-coadă și acest rând. Și vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii dacă ați înțeles sau dacă este dificil de urmărit pe această culoare, chiar dacă eu vă explic și pe hârtie și vă spun pas cu pas. Un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, 1 ochi de lanț, scoatem marcatorul și în acel ochi croșetăm 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Punem la loc marcatorul în cel din mijloc. Dacă facem așa, nu avem cum să greșim. Apoi, un ochi de lanț, 3 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Un ochi de lanț, 3 piciorușe duble. Și vreau să vă arăt cât de frumoasă este creșterea unde avem raza raglanului. 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Ia să vedem dacă se aude la fel marcatorul și pe foaie. Un ochi de lanț, 3 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Un ochi de lanț, 3 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Un ochi de lanț, 3 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Un ochi de lanț, 3 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț și atenție, avem 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, un ochi de lanț, scoatem marcatorul și în acel ochi croșetăm 3 piciorușe duble, în același ochi 3 piciorușe duble, iar apoi punem la loc marcatorul în cel din mijloc.
un ochi de lanț, urmează 3 piciorușe duble. De fiecare dată când vom ajunge la sfârșitul rândului, vom realiza punct alunecat, iar apoi vom croșeta un ochi de lanț și vom întoarce lucrul pentru a evita răsucirea acestuia. Avem două ochiuri de lanț, adică odată vom lucra cu fața lucrului spre noi, odată vom lucra cu dosul lucrului spre noi. Deci am făcut cele 3 piciorușe duble. Un ochi de lanț, 3 piciorușe duble. Eu acum, având în vedere că lucrez într-o poziție foarte incomodă, observ că și lucrul meu nu este la fel de uniform ca atunci când aș sta confortabil. Două ochiuri de lanț și aș avea, bineînțeles, stabilitate și la brațe. 3 piciorușe duble. Un ochi de lanț. Scoatem marcatorul. Creștem. Croșetăm 3 piciorușe duble în același ochi. Doamnele care au experiență, nici nu este nevoie să-și mai pună marcatorul, dar eu îl pun pentru doamnele care sunt noi, să nu existe niciun dubiu. Deci am făcut apoi un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, două ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, două ochiuri de lanț, bineînțeles alte 3 piciorușe duble, un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, două ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Dacă aveți în lista voastră de prietene, doamne pasionate de croșetat, vă mulțumesc anticipat de pe acum pentru o distribuire. Deci avem un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, două ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, primul, al doilea, al treilea, un ochi de lanț, încă puțin și finalizăm rândul, 3 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, am ajuns la sfârșitul rândului, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, iar apoi un punct alunecat în primul picioruș dublu ridicat. Și astfel am terminat și cel de-al treilea rând. Și dacă ne uităm cu atenție, este extraordinar de frumoasă această creștere. Avem aici 3 piciorușe duble, un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, un ochi de lanț, 3 piciorușe duble. Ne vom opri aici. Iar voi va trebui să faceți acasă rândul 4 și unde aveți marcatorul în acest punct. Deci în piciorușul dublu din mijlocul celor 3 o să croșetați un grup format din 2 piciorușe duble, ochi de lanț, 2 piciorușe duble. Iar apoi o să puneți marcatorul unde aveți ochiul de lanț despărțitor.
La rândul 5, picioruș dublu, însă înainte de acest picioruș dublu o să aveți două ochiuri de lanț, dar și alte două ochiuri de lanț după. La rândul 6, unde aveți marcatorul pus, adică în acest picioruș dublu, o să croșetați 3 piciorușe duble, în rest respectați ochiurile de lanț, cele 3 piciorușe duble, la rândul 7, în piciorușul dublu din mijlocul celor 3, o să aveți 2 piciorușe duble, un ochi de lanț și alte 2 piciorușe duble în același ochi. Așadar, am croșetat împreună primele 3 rânduri. V-am arătat unde trebuie să puneți marcatorul, pentru că în acel punct o să creșteți de fiecare dată, vor interveni schimbări pe raza celor 4 puncte, razele raglanului, și voi o să faceți rândurile 4, 5, 6, 7. Puteți să faceți și un print screen, o să apropii puțin. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, sper că am fost destul de explicită și că ați înțeles. Așa cum v-am zis la începutul tutorialului, prima parte este puțin dificilă pentru că trebuie să urmăm întocmai pașii, iar apoi este destul de ușor. Așadar, ca o concluzie, aștept comentariile voastre și ne vedem data viitoare să continuăm să lucrăm la bluzița Alina. La revedere!